Sfinții trei ierarhi sunt ocrotitorii Liceului Ortodox din Zalău și ai Paraclisului Instituției de Învățământ. La sărbătoarea liceului a participat astăzi și Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Elevii și cadrele didactice de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău s-au rugat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată în Paraclisul Sfinții trei ierarhi de Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu. Paraclisul Liceului Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău îi are ca și ocrotitor pe Sfinții trei ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, ca și în fiecare an am venit și anul acesta pentru a fi alături de dascări și de elevi aici, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia am hirotonit un diacon. Dumnezeu să ajute elevilor precum și dascărilor de la acest liceu. Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, alături de întreg învățământul teologic, își sărbătorește ocrotitorii. Bucuria noastră este îndoită avându-i în același timp ocrotitorii ai capelei în care dascăli, elevii, ostenitorii și alți credincioși intră în fiecare zi și în sărbători. Despre Sfinții trei ierarhi putem spune că sunt ca trei ferestre prin care creștinătatea a privit spre Hristos și a primit lumina de la El. Cu cât ne apropiem de ei, cu cât îi cunoaștem mai bine, cu cât le cercetăm viața și opera, cu atât mai mult ne dăm seama de valoarea lor și de folosul pe care îl putem avea dacă îi luăm ca model de înțelegere și de trăire a vieții creștine. Valoarea și autenticitatea rezistă în timp ca o mărturie luminoasă, așa cum este și mărturia Sfinților trei ierarhi, cei care prin învățăturile lor au devenit mari dascăli și lumină a lumii. Începând cu anul școlar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, funcționează și clase de învățământ primar, iar începând cu data de 1 septembrie 2018, nivelul ciclului gimnazial este întreg.